Bine v-am găsit, stimați telespectatori! Invitatul nostru e un profesionist al chirurgiei, profesor dr. Silviu Constantinoiu, șeful clinicii de chirurgie generală și esofagiană de la Spitalul Sfânta Maria din București, fost Grivița. Fost Vasile Roaită. Dar dumneavoastră, când v-ați angajat la spital, el ce era? Eu am venit în 79 acolo și spitalul se chema Grivița. După ce s-a constatat că Vasile Roaită n-a fost atât de erou pe cât s-a zis, s-a schimbat numele din Vasile Roaită în Grivița, desigur nu după asaltul de la Reduta Grivița, ci după greva ceferiștilor din 33, iar după Revoluție a fost o întreagă modă cu schimbarea numelor spitalelor. Majoritatea au luat nume de sfinți, așa a apărut Sfânta Maria, Sfântul Ioan, Sfântul Spiridon, Sfântul Pantelimon. Ceea ce e foarte frumos și într-un fel leagă cu o tradiție dinainte de război, nu? Sigur că da. Spitalul Sfântul Spiridon din Iași este un spital foarte vechi, de pe la mijlocul secolului al XVIII-lea, de la 1760. Spitalul Colțea din București ținea de așezămintele Colței și a fost înființat de spătarul Mihail Cantacuzino pe la 1706. Dar Spitalul Sfânta Maria nu mai seamănă cu vechiul spital Grivița, pentru că v-am văzut în exercițiul funcțiunii în clinica relativ renovată. E modernizat cât e de cât. E modernizat, dar mi-a plăcut termenul dumneavoastră relativ. De ce? Pentru că e adevărat? Nu știu când se va termina vreodată această renovare, însă sperăm să apucăm și noi un spital într-adevăr ultramodern, făcut de la parter până la etajul 7. Vedeți, lipsa de speranță ucide inițiativa. Așa că trebuie să sperăm să terminăm un lucru pe care îl începem. Românii și încep de obicei multe acțiuni, dar cam obosesc pe parcurs. Nu știu dacă ați observat și pe la autostrăzi. Așa se întâmplă și cu renovarea spitalelor. O să le spun telespectatorilor că invitatul meu e nu numai un chirurg care e în stare să opereze 10 de cazuri săptămânal, și am văzut că în manualul de chirurgie pentru studenți, dumneavoastră ați scris capitolul dedicat istoriei chirurgiei. Și în Tratatul Național de Chirurgie tot eu l-am scris. Da? Greșesc dacă vă întreb, că în general pasiunile astea teoretice le au chirurgii, cu cât sunt mai puțin talentați, cu atât sunt mai interesați de lucrul ăsta, ori nu e cazul dumneavoastră. Spuneți-mi. Profesorul Gomoiu, eleva lui Toma Ionescu, da? A fost primul președinte al unei societăți internaționale mondiale și a fost președintele Societății Mondiale de Istoria Medicinei și era un mare chirurg. Deci nu era un chirurg ratat, nici vorbe. Și dumneavoastră sunteți un chirurg adevărat? Nu sunteți omul refugiat în bibliotecă sau omul care să fugă de operații? Fug operațiile după dumneavoastră. Da. Domnule doctor, faceți o meserie în care, dacă greșiți, moare omul. Se poate întâmpla și asta? Pe când la noi nu se întâmplă nimica. Doamne ferește, dacă greșim, ce putem risca decât o emisiune eventual plicticoasă? N-a zice că e meseria de cel mai mare risc, dar sigur, orice greșeală se traduce de cele mai multe ori printr-o catastrofă. Dumneavoastră sunteți un om care face meseria asta extrem de dură, nu? Extrem de dură, de stresantă, și există riscul de a te considera deasupra celorlalți semeni, ceea ce nu este adevărat. Mai de a avea putere de viață și de moarte, da, nu? Omul totuși vine și îți oferă, nu că îți dă un plic sau nu știu ce, astea sunt nimicuri. Omul îți oferă viața pe mână. În sala de operație e singur tu cu echipa și decizia ți aparține. Îl adorme anestezistul și tu te plimbi prin toracele și prin burta lui, faci legăturile, ectomiile, ca bolnavul să trăiască. Este, cred, sacrificiul lui suprem pe care îl face chirurgului. Își oferă viața pe tavă. Ca să o primească înapoi? Pentru că mai de bună voie nimeni n-ar veni la tăiere. Sunt, dar... și unii care au o întreagă plăcere în a se opera. Nu ăștia se cunosc, da, da. Asta cred că ține de psihiatrie. E un gen de psihopatie, într-adevăr. Se cunoaște după faptul că au foarte multe incizii pe abdomen și niciodată nimeni nu le-a găsit nimic în burtă. Există așa ceva? Sigur că da. Iar mijloacele moderne îți permit să spui, dar nu avem de ce să te operăm. Nu, eu vreau să mă operez. Și insistă că vor să opereze. Sigur că vor pleca din spitalul tău, se duc în altul și până la urmă vor găsi unul care să îi satisfacă. Vedeți, de cealaltă parte a baricadei, tabloul poate fi și comic, adică să nu vedem numai oamenii care aleargă disperați în căutare de medicamente care nu se decontează. Și alergatul ăsta după medicamente ia o formă nesănătoasă. Oamenii știind că sunt compensate, el are, n-are nevoie de medicamentul respectiv. Le vrea că-s gratis. Vrea ca să-i dai acel medicament, fiindcă are dreptul la el. Și asta duce la un consum nejustificat, neștiind că fiecare medicament în felul lui are și un rol negativ, toxic. Acum sunt sub imperiul unei lecturi, cartea unui chirurg american, care își povestește experiența fără să romanțeze. Pur și simplu, se cheamă Pe muchie de cuțit,
Însemnările unui chirurg despre o știință imperfectă a apărut la Humanitas acum 2 ani și în cartea asta despre o știință imperfectă care e chirurgia, sunteți de acord cu... Totul e imperfect. Da, medicina e imperfectă, chirurgia e imperfectă. Așa e, omul e imperfect. Și omul e imperfect. El spune așa, contează enorm personalitatea chirurgului. Contează dacă acel chirurg este un curajos sau e un prudent. Chirurgul în felul lui este un artist și fiecare artist are temperamentul lui. Unii operează scoțând niște ignete de parcă ar tăia lemne. Nu sigur că poate. Impactul pe țesuturi este catastrofal. Alții operează parcă ar cânta la harfă. Alții operează cântând. Alții sunt extrem de încruntați și își văd numai de treaba asta. Dar trebuie să ai în timpul operației momente de relaxare. Sigur, sunt timp importanți când toată lumea e concentrată. În rest, cu o glumă, cu glumele vă ocupați dumneavoastră, am o ne bănuială. Ne mai ocupăm, da. Caut și... să fie o atmosferă relaxată dar în sala de operație. Dar vi s-a întâmplat să spuneți o glumă în sala de operație și nimeni să nu râdă? Nu mi-aduc aminte. Intră în atribuțiile echipei să și râdă? nu o să râdă la comandă niciodată. La noi în clinică e o atmosferă relaxată. Dumneavoastră iradiați un optimism, o putere de muncă, o expansivitate netrucată. Cred că n-aveți niciun merit, cred că sunt ereditare. Probabil, am o origine sănătoasă de la țară, oameni voinici, harnici. Da? Da, tata era un om, pe orice lucru punea mâna, înflorea. Veneau toți vecinii să repare un fier de călcat, să le schimbe o siguranță, să le repare un toc de pantof, să schimbe lanțul la o bicicletă, să altoiască un pom. Făcea totul impecabil. Zice, nu pot să fac ceva să nu-mi placă ce a ieșit din mâna mea. Poate că îi moștenesc, să zicem, atâta talent chirurgical. Ce făcea tata? Era țăran? A fost de profesie maestru sondor. Ce sonda? Sonda după puțuri de apă, petrol. A umblat prin toată România. Cât eram mic, îi ducea în dorul, fiindcă 10-15 ani a fost plecat tot timpul de acasă. Și mama s-a ocupat de mine. Eu am o soră care e mai mare cu 13 ani, care mi-a fost ca a doua mamă. Și unde se întâmpla asta? Unde erați când îl așteptați pe tata să vină? E o zonă foarte frumoasă, pe Valea Slănicului, într-un sat numit Vărbilău, la 4 km de Slănic Prahova, care e localitatea unde am făcut liceul teoretic, pe care l-am absolvit și iată, am avut ocazia să mă întâlnesc cu foștii colegi la întâlnirea de 40 de ani de la terminarea liceului. Întâlnirile astea uneori pot fi și vesele, deprimante. Dar pot fi și deprimante. Pe unii colegi nu-i mai recunoști, alții poate nu te recunosc pe tine. Mai sunt chirurgi în promoție? În promoția mea mai sunt 2 medici, dar eu sunt singurul chirurg dintre ei. Și mi-am operat profesorii din liceu, aproape că n-a scăpat niciunul, de la director la toți profesorii, de română, matematică, fizică, da? Istorie. Și în general se știa de la Slănic până la Ploiești, pe toată valea asta Slănicului, toți veneau la Grivița, că veneau la mine. Da. Eu am făcut liceul într-un orășel mic, cum era Slănic Prahova. Mari tentații nu aveam acolo. Era un cinema. De... Cum se chema? Nici nu știu dacă avea nume. Cred că Unirea, Cinema Unirea. Și rula un film de luni până joi, un film mai prost, și de joi până duminică un film care era considerat ceva mai bun. Televiziune n-aveați? Televiziune aveam, dar era la începuturi. Și noi ne concentram asupra studiului. Totuși, am avut, să știți, un hobby în liceu împreună cu niște colegi. Ne-am făcut o formație după modelul sincron, care era la mod atunci, și am făcut o formație de chitare electrice, cu care aveam un succes nebun la Casa de Cultura. Cum se chema formația? Formația se chema Riff Group. Riff venea de la un lanț de munți din Africa. Cântați la chitară electrică? Un baterist și trei... chitară solo, chitară armonie și chitară bas. Și așa. Dumneavoastră erați chitară bas? Nu, eram armonie, da. Mi se părea că e cel mai important. Da? Din nefericire, toți colegii mei pe care i-am avut acolo nu mai sunt în viață. Și cum v-a venit ideea să faceți medicina și de ce? Eu învățam destul de bine printre cei mai buni din clasă. Memorie secția bună, real? La secția reală am făcut. Dar o contribuție importantă la... această hotărâre a luat-o și sora mea. Și sora ce a studiat? A făcut liceu, după care a avut un mic hiatus înainte de a da la facultate și între timp a cunoscut pe cumnatul meu, care era inginer la Salina din Slănic, s-a îndrăgostit iremediabil și s-a căsătorit. Și ulterior a fost bibliotecară la liceul din Slănic. Deci am avut posibilitatea să citesc foarte mult, să-i citesc toată biblioteca. Și mama dumneavoastră era casnică? Da, mama a fost casnică. Mama a făcut frumoasa vârstă de 92 de ani. Și ce îmi place la ea, că are un creier atât de limpede, mama nu uită practic nimic.
Poate dacă am moștenit ceva de la ea și care mi-a folosit în medicină, a fost memoria. Da. Fiindcă un bun medic trebuie să aibă și o memorie bună până la urmă. Până la urmă, în primul rând, că m-am uitat peste manualul de chirurgie, m-am speriat. Nu l-am mai cărat aici pentru că avea vreo 5 kg. Am citit capitolul Esofagul, pentru că mă întâlnesc cu un specialist în esofag, cu un om care a declarat că a fost cel mai fericit în viața lui când a reușit reconstrucția unui esofag. Sunt metode laborioase care necesită timp. Facem reconstrucții de esofag de obicei din întregul stomac sau din intestinul gros. Cu cât maxim ai experiența mai mare, cu atât rezultatele sunt mai bune. Da? Dacă ar fi atât de simplu, ce bine ar fi. Nu e simplu. De-aia m-am și bucurat la prima reconstrucție pe care am făcut-o și am văzut cum bolnavul reușea să înghită pe gura lui după ce 7 ani mâncase pe o gastrostomă. E simpatic. Adică printr-un tub băgat în stomac, pe care unde își băga direct alimentele. Da. Groasnic. Numai că el, făcând vizita pe acolo, a crezut că eu sunt un fel de inspector și îl întreb, zic, domnul Brăilă, îl chema, țin minte și acum, te rog să iei un dumicat de pâine și unul de brânză și să mănânci. Cum te simți, domnul? Cum înghiți? Și atunci mi-a spus, mă simt foarte bine, domnule inspector. Și atunci m-am întors și eu către colectivul meu, zic, vedeți, v-a făcut și pe voi cineva vreodată inspector? Eu sunt făcut inspector. Dar, domnule inspector, maximum maximorum, cât a trăit un om cu un esofag reconstruit? În orice caz, dintre cazurile noastre, avem bolnavi care au depășit și 10 ani cu reconstrucții de esofag, iar cei pentru stenoze post-caustice, deci cei care înghit din greșeală sau în scop de suicid sodă caustică, fiindcă, din nefericire, la noi încă se comercializează soda caustică. Deci sunteți împotriva comercializării sodei caustice? Sigur că da. Pentru că arde esofagul? Da, arsuri grave. Alții sunt mai inventivi, de exemplu, își arde esofagul cu lichid de la baterie, cu acid sulfuric. Doamne ferește! Sau cu alte toxice corozive. Oamenii au dreptul la viață, dar la moarte. Dar pot fi metode mai sigure. Și apropo de ce spunea în cartea asta extraordinară a chirurgului american, iată ce povestește. Un chirurg general a văzut în camera de urgențe un om cu o durere abdominală atroce și a presupus că era vorba despre o colică renală. 18 ore mai târziu, imagistica a evidențiat prezența unui anevrism aortic abdominal, dar pacientul a murit nu după mult timp. O eroare posibilă. Fostul nostru șef de la Spitalul Sfânta Maria, un celebru chirurg al epocii și poate cel mai citit chirurg al epocii lui, doctorul Dan Gerota, a făcut un anevrism disecant de aortă. Să știți că inițial a fost tratat tot de colică renală. În spital? De exact. Eram intern la profesorul Simici, cu care doctorul Dan Gerota era bun prieten. Profesorul Simici e maestru dumneavoastră? Este maestru meu. Eram intern la Spitalul 23 August și a fost adus de urgență. El însuși nu și-a putut pune diagnosticul. Nimeni nu e diagnostician pentru el. Cel mai greu e să te autodiagnostichezi până la urmă. În realitate s-a dovedit a fi un anevrism disecant de aortă abdominală. Au fost chemați niște chirurgi vasculari foarte onorabili de la Fundeni și operația a reușit și doctorul Gerot a trăit mulți ani după aceea. Dar era cât pe aici să fie victima unei erori? Unei erori de diagnostic. De multe ori, colica renală se confundă cu colica apendiculară. Bolnavii au pietre mici, elimină pietre și sunt tratați de apendicită și să zice că semnul colicii renale drepte este cicatricea post-apendicectomie. Adică o incizie care a fost făcută pentru un apendice nevinovat scos degeaba. Fiindcă bietul apendic este un organ care suportă suferințele tuturor altor organe. Tumora cerebrală care debutează prin grețuri și vărsături, apendicectomie. Anexita acută dreaptă, apendicectomie. Colica renală dreaptă, apendicectomie. Infecție virală a ganglionilor mezenterici, apendicectomie. Bietul suferă din cauza celorlalte organe. Totuși avantajul e că atunci când îl ai scos, nu mai poți să-l ai în calcul. Și deci elimin un diagnostic diferențial. Acută. Și oricât ar fi de curios, să știți un lucru. S-au născut oameni fără o glandă mamară, fără un rinichi, fără un ovar, dar fără apendice nu s-a născut nimeni până acum. La mine vin mulți părinți cu copilași din ăștia cu așa zisă apendicită, trimiși de medici din ambulator. Din 10 cazuri, dacă scot unul. Pentru că? Are și el o mică funcție. Este un organ limfoid care asigură o mică parte din imunitatea organismului. Apropo de asta, am văzut că o vorbă, tot din cartea americanului, o vorbă care circulă printre chirurgi, spune așa, mai bine să fii norocos decât să fii bun. Nu, trebuie să fii și bun și norocos. Doctorul Gerota îmi spunea odată, zice, măi, eu am început să cred când operam că operația de colecist nu are mortalitate. Citeam în tratate că e o mortalitate de 1-2%. Eu operasem 500 de cazuri și nu murise nimeni.
După 500 de cazuri, mi-am operat două mătuși ale mele și au murit amândouă. Și atunci mi-am dat seama, zice, că mortalitatea e de 1%, dar pentru cei morți e de 100%. Dumneavoastră v-ați simțit și norocos. Recent am operat o pacientă căreia nu-i mai dădea nimeni nicio șansă. Fusese îngrijită luni de zile, avea multe fistule și până la urmă familia a venit la mine să mă roage, nu era cazul meu direct. M-au implorat, mă simțeam și nu știu cum, că practic mi-era că o să fac această operație și o să fie un insucces, dar într-un fel m-a impresionat toată suferința acestei paciente și am luat hotărârea să o operez împreună cu echipa care a îngrijit-o. Și în timp ce făceam acolo nu știu câte anastomoze, suturi digestive, pe un țesut, vai de mama lui după atâta suferință, era o tânără soră dintr-un ordin catolic, cum era odată călugărițele. Și spun, măi Cornelia, că așa o cheamă, tu vezi când cos eu aici, Dumnezeu pune un pic de lipici? Eu nu-l văd, că nu cred așa de mult ca tine. Și ea se uită, zice, să știți că pune. Și a pus, și a ținut. Deci îți trebuie să ai și noroc. Uneori am văzut niște chirurgi care fac niște dezastre în operații, încât ai fi sigur că bolnavul nu supraviețuiește și merge perfect. Și invers. Și invers. Am văzut operații impecabile. Și se complică cu totul altceva. Face o embolie pulmonară sau ceva de care nu e imputabil direct chirurgului. De unde și vorba, operația a reușit, pacientul a murit. Nu e comică, e adevărată. Vorba, e adevărată. Și o operație care se potrivește perfect unui bolnav poate să fie total inadecvată altuia. Deci contează foarte mult indicația. Un mare chirurg austriac, Bill Roth, spunea așa: eu pot să învăț să opereze pe oricine ca gestică, ca tehnică. E greu să-l învăț tactică. Ce are de făcut? La cine trebuie făcut ceva? La cine nu? Când trebuie intervenit, când trebuie nu? Ăsta e adevăratul medic. Și Bierol a mai zis o vorbă foarte mare. Totdeauna să faci pe un bolnav ceea ce ai face pe propria piele. Atunci aș vedea eu câți colecici fără calcul s-ar mai scoate, câți apendici nevinovați s-ar mai scoate, etc., etc. Și vă gândiți la asta câteodată? Să știți că am mare reticență în a scoate... Vedeți, o modă asta cu colecistectomiei laparoscopice. Cum îl doare pe unul un pic suficat, să văd niște conuri de umbră, înseamnă că are pietre, nu să văd, e inflamat colecistul, hai cu el afară. E o operație care ține o jumătate de oră, în două zile pleacă acasă, toată lumea mulțumită, inițial. Dar boala lui nu e acolo. El are o psihopatie sau ea de obicei și după aceea vine cu fel de fel de suferințe. Din nefericire, colecistul la loc nu mai poți să-l pui. Și atunci începe o întreagă sarabandă de internări care nu se mai termină și bolnavul se va simți mult mai prost ca înainte de operație. Mai spune, apropo de erorile despre care vorbeam, autorul cărții americane, că a rugat niște medici celebri din America să-i povestească despre propriile lor erori din acel an. Și zice așa, vă asigur că fiecare a avut ceva de povestit. La Societatea Română de Chirurgie din București, care este cea mai puternică filială și unde am avut și cinstea să fiu vreo 7 ani președinte, să organizez niște ședințe, era o rubrică odinioară, eșecuri în chirurgie, în care fiecare venea și își prezenta unele insuccese cu cauza insucceselor. Erau niște ședințe de uz intern. Ele ar trebui să existe și astăzi. Nu știți că în America sunt obligatorii. Știți că totdeauna invidia medicorum a funcționat din cele mai vechi timpuri până în zilele noastre. E suficient să faci o ședință de asta în care materialul să transpire, gata un material pentru presă. Chirurgul cu tare l-a omorât pe nu știu care, că a greșit grav nu știu ce. Deci probabil că de astea nu se mai fac. Dar înainte se făceau. E păcat, se învăța foarte mult din acum să știți că un chirurg cu conștiință, are de multe ori insomnii, nu că vine acasă prea odihnit sau prea obosit. Să vă dau un exemplu. Deschizi un bătrân sau o bătrână care are 88 de ani și găsești o hernie strangulată. Reduci ansa strangulată. Ce-i asta, ansa? O ansă intestinală, un intestin. N-arată așa de bine încât să o lași în burtă, dar nici așa rău încât să o rezeci. Și atunci ori o lași pe loc și se întâmplă ca ea să nu fie viabilă și să facă o peritonită să pierzi bolnavul. Sau faci altfel. O rezeci, faci anastomoză, faci o fistulă și moare. Ține. Și te gândești după aceea noaptea, singur, cu ochii în tavan, cum era mai bine să fac. Dacă făceam altfel, poate era mai bine. Îndoiala asta despre care îmi vorbiți, cred că ține de clasa unui medic. Și îndoiala ține de anumite cazuri, că dacă te îndoiești chiar de tot ce faci, asta nu mai e bine. Și mai ales nu trebuie să afle bolnavul. Nu, trebuie să fim precum un actor la spital. Trebuie să insuflăm optimism bolnavului. Și n-am văzut chirurg să aibă o părere proastă despre el. Dar să zice că fiecare chirurg are cimitirul lui, până la urmă, după o întreagă activitate. De exemplu, eu am operat cu mâna mea peste 20.000 de pacienți. Fantastic. Operații și mari și mijlocii, dar operații mari. Sigur că o parte din ei s-au mai pierdut. Unii din cauza bolii, poate unii s-au fi pierdut și din cauza unui gest care n-a fost adecvat.
În orice caz, trebuie să ai un simț al răspunderii când îți alegi profesia asta. Calitatea cea mai importantă pe care trebuie să o aibă un chirurg după dumneavoastră, care e? Cel mai important lucru la un chirurg este tot ce a spus Bill Roth. Tactica, creierul care conduce mâna. Deci totdeauna să gândești ceea ce faci și să faci totul la modul perfect manual. Dacă e să o luăm etimologic vorbind, chirurgia vine de la cheiron din greaca veche, care înseamnă mână, și ergos, care înseamnă lucru. Deci meseria asta, oricât ca apai, se face totuși cu mâna. Eu dacă am 60-70 de studenți într-o serie și din aceștia 3-4 își aleg chirurgia și le place, sunt foarte mulțumit, e perfect. Celorlalte le recomand balneofizioterapie, subspecialitatea talazoterapie și ca să n-aibă niciun risc, talazoterapie cu valuri mici, ca nu cumva să se înnece pacientul. Le spuneți în față așa? Ne mai spunem, da. Observ că din ce în ce mai puțin vin către specialități grele, cum este chirurgia generală. Să știți un lucru, indicele de infarcturi miocardice acute și de accidente vasculare, cel mai mare e printre intelectuali. Dintre intelectuali, medicii bat de departe, iar dintre medici, cei cu specialități chirurgicale. Fiindcă aici, da, stresul este mai mare. Dar accidente. Dumneavoastră nu păreți un om foarte stresat, nu? Mă îndresc spre aproape 40 de ani de chirurgie. Mulți înainte. Vă mulțumesc. Problema este că dacă n-aș fi așa, nu știu dacă aș mai putea să operez, fiindcă până la urmă zi de zi să intri în sala de operație, să stai cu vertebrele tasate, să stai cu picioarele în stază venoasă, să stai în sala de operații fără lumină naturală, sub aerul condiționat, într-o poziție mai știu eu care, nu e chiar ușor. Tot din cartea americanului mi-am notat micul capitol, vorba dulce. Mult aduce. Importanța factorului psihologic și a impactului psihic asupra vindecării pacientului. Și rugăciunea are un rol important, desigur, pentru cei care cred. Dumneavoastră credeți? Eu cred, există un Dumnezeu. Sub ce formă o fi El, că îi zice Iahve, că îi zice Allah, că îi zice Dumnezeu, cum eu zice, dar trebuie să fie. Vedeți, saltul de la anorganic la organic este foarte important. Din piatră a apărut CH4, metan. Saltul de la organic la primul aminoacid, iar este important. Saltul de la primul aminoacid la celula vie, care relaționează cu exteriorul, se înmulțește, este uriaș. Saltul de la prima celulă vie la apariția organismelor pluricelulare, apariția sistemului nervos, este la fel extraordinar. Dar saltul acesta de la materia vie, de la animal, la apariția creierului și a substanței gri, substanței cenușii, prin care reflectăm realitatea, gândim, creăm, avem sentimente. Cred că asta este, dacă e ceva divin în noi, acolo este divinul. Credeți? Așa cred. Dar am văzut că autorul american povestește că statistic, chirurgii, oricât de buni, refuză să trateze cazurile de care sunt apropiați emoțional. Ori m-a impresionat când am aflat că dumneavoastră ați avut sistemul nervos, absolut de excepție, să vă operați propria soție și propria fiică. Recunoașteți. Ce să nu-i dai omului ce poate să ducă. Eu mi-am operat și mama, mi-am operat și sora, mi-am operat și tata și, împins de nevoie, am avut un accident rutier și soția și fiica mea au fost operate la Timișoara. Erau cu dumneavoastră în mașină? Erau cu mine în mașină. Eu am avut un sentiment de culpabilitate fiind la volan. Cu toate că cineva m-a triplat, n-aș putea spune că am fost propriu zis de vină. Erați într-o depășire? Eram într-o depășire semnalizată și cineva din spate cu o mașină mare, la peste 100 la oră în localitate, m-a luat și m-a bușit din spate. Era un autobuz cu turiști care venea din străinătate. A recunoscut asta sau a spus că ia să ia care? A vrut să-mi dea niște despăgubiri, am explicat că mie nu trebuie niciun fel de despăgubiri, că mă lupt singur cu situația în care sunt și ca atare tot ce-i cer este ca altă dată să fie mai atent. Nici lui nu i-a venit să creadă că n-am avut niciun fel de pretenții materiale. Avea 3 copii, mi-am dat seama că și el era foarte afectat, o fi fost obosit. Eu nu eram obosit. Plecasem din Timișoara de vreo jumătate de oră. Și avea soția și fiica pe bancheta din spate, amândouă? Mi-am zis că este un loc mai sigur. Și cu centura de siguranță puse amândouă. Soția era în comă și fiica avea o ruptură de spină. Și dumneavoastră n-ați pățit nimic? Toate că motorul a intrat pe sub mine, eu am scăpat ieftin, adică am avut o simplă luxație la piciorul drept și în rest am avut mintea, să zic, cât de cât clară și mobilele disponibile și am putut să sun și mulțumesc și pe această cale
celui care a înființat SMURD-ul. Raed Arafat. Exact, mi-a trimis un elicopter cu care unde am fotos. Unde a fost asta? Pe undeva pe lângă Săvârșin. Și v-a trimis imediat un elicopter pentru că? Pentru că salvarea care a venit n-avea niciun perfuzor și nu puteau să ia nici tensiunea. Și au fost duse la spitalul din Timișoara, operate acolo, destul de bine în condițiile de urgență, nimeni nu poate spune. Au făcut niște complicații pe care ulterior le-am rezolvat în București, în clinica noastră. La câtă vreme le-ați reoperat la București? Soția la vreo 2 luni și fiica la 6 luni. Făcut o ocluzie printr-o bridă. Ce e asta, bridă? O fel de aderență între intestin și prapor, epiplom, cum să vă spun. Și soția, asta, de ce ați reoperat-o la 2 luni? Fiindcă a avut o rezecție de intestin pe care a suportat-o greu și a trebuit să fac eu o reconversie a unui segment intestinal acolo, cu care, în sfârșit, au întrai relativ convenabil. Dar spuneți-mi, fata câți ani avea? 17 ani. N-a făcut medicină? Știți că în medicină nu-i bine să te bazezi pe tata sau pe mama. Ai o chemare, te duci. Dacă nu, nu. Și ne-am gândit împreună că e mai bine să facă o specialitate economică și acum este anul 3 la economie în relații internaționale. Să știți că e dificil să-ți operezi mai ales copilul. Dar până la urmă, cred eu că un adevărat chirurg trebuie să juguleze și aceste emoții. Sau nu aveți încredere decât în dumneavoastră, în rațiunea dumneavoastră, în mâna dumneavoastră, în tactica dumneavoastră? Că puteați să le trimiteți și pe soție și pe fiică la niște colegi. Nu, eu zic că am făcut așa și am făcut bine. Nu e foarte recomandabil, însă e adevărat. De ce? Fiindcă nu vă pot descrie ce am simțit când am operat fetița de ocluzie. Tocmai v-am întrebat. Puteam găsi orice acolo. Și mi-a spus, nu pot să vă spun ce am simțit când ați făcut asta. Ce ați simțit? Simți o sfârșeală, așa, și o răceală care merge pe șira spinării. Ești deosebit de lucid, însă senzația e că oricând se poate întâmpla ceva dramatic. Sigur că am intrat cu niște colegi foarte buni și cu care m-au ajutat foarte bine și lucrurile au mers bine până la urmă. Deci sunteți un om curajos, domnule doctor. Pe cei îndrăznesc, norocul îi ajută, nu? Da. Au și latinii formula lor. Uneori îi ajută pe cei îndrăzneți. Deci asta a fost istoria acelui mai dramatic an pe care l-am trăit și care cred că mi-a scurtat și mie viața cu... A fost o încercare. Nu se poate o viață fără încercări. Sigur că am avut totuși în tot ghinionul o situație favorizantă, să zic, fiind eu chirurg și cunoscut de către ceilalți. Și localnicii de acolo care au fost foarte drăguți, dar unul din ei a făcut observația asta. Și dacă nu erați dumneavoastră doctor să-i cunoașteți pe ăștia, uitați-vă la noi cum murim cu zile aici. Dacă mâine, prin absurd, să zicem, ați putea opera sistemul medical românesc, ce ați face? La ora asta cred că sistemul e profund alterat, însă niciodată nu desființezi un sistem și îl lași fără nimic în loc. Așa cum s-a întâmplat la un moment dat cu industria. A devenit un moment de fiare vechi, oamenii au fost dați afară și n-am pus nimic în loc. Din nefericire, stăteam odată cu un bun coleg și prieten și chirurg de transplant de vorbă și mi-a zis un lucru care mi-a dat de gândit. Zice, n-ai impresia că după 40 de ani de muncă asistăm la falimentul sistemului public în care lucrăm? Dacă falimentează sistemul public de sănătate, marile operații nu se fac în centrele private. Arătați-mi un centru privat unde să face rezecție de esofag pe 3 căi, abdominală, toracică și cervicală în și România reconstrucție. În România nu, dar în străinătate nici sunt acolo, convinsă. Tot în spitalele publice să fac. În atâta timp cât sistemul de retribuție în sănătate rămâne unul incalificabil de prost, nu se poate repara nimic. Adică medicul este plătit la nivelul unui fochist. Medicul primar de spital este cu o pensie de mizerie. Aveam un coleg care a lucrat chirurg 45 de ani și avea o pensie din care abia își plătea întreținerea. Nu se poate așa ceva. Deci trebuie sistemul de retribuție apropiat, nu o să fie chiar ca în vest, dar nici să câștige un rezident 10 milioane pe lună. Și în medicina românească se întâmplă următorul fenomen. Ne place să raportăm că avem un număr de medici la nu știu câți locuitori. În realitate însă, numărul de specialiști care efectiv rezolvă niște cazuri grele sunt a scăzut foarte dramatic. Da. Sunt județe întregi care n-au urolog, care n-au endocrinolog, care n-au anestezist. Pe urmă, în sistemul chirurgical ar trebui monitorizat într-un fel activitatea fiecăruia. Nu monitorizează nimeni? Nu, salariile sunt la fel. S-au făcut pe spitalul municipal, s-a încercat și s-au urmărit pe internet. Erau chirurgi care aveau 4 operații pe an. Ar trebui să se țină cont câte operații? Câte operații, gradul de dificultate. Gradul pe mine de nu m-a întrebat niciodată, să știți, dar absolut nimeni. Da? Dacă eu operez
cancere de esofag sau numai bătături, dacă acești bolnavi trăiesc sau nu, niciodată. Nimeni nu v-a întrebat, niciodată. Pentru că nu e normal niciunul care operează, scuzați expresia, ca nebunul și îi mor pacienții. Păi să știți că în chirurgie ignoranța activă e cea mai periculoasă. A vrea să faci neapărat, a crede că ești bun. Și a nu putea. Ați cunoscut? Păi cum să nu? La noi este trist altceva. Se încearcă ca politicul să se infiltreze în lumea universitară. Asta este cel mai nociv lucru cu putință. Cum se încearcă? Dacă un rector de la o anume universitate e de o anume culoare politică, își ia prorectorii de aceeași culoare politică, sigur că începe un lanț al favoritismelor care va duce în final la o politizare a acestei facultăți. Ați făcut politică vreodată după 89? Nu am fost membru al niciunui partid și nici n-am de gând. Nici n-aveți timp să o luăm și în așa, principiu, cu toate că sunt unii. M-au dezamăgit la fel de mult toate partidele. Nu cred că am nici talentul necesar și vă spun sincer că nici nu mă tentează. Părerea mea e că atunci când faci chirurgie, nu mai este loc de nimic altceva. Poate un pic te mai ocup de familie dacă îți mai rămâne timp, dar nu mai ai timp să fii și parlamentar, să mai fii și nu știu în ce comisii și... Nu ai timp, efectiv, timpul fizic. Aici seamănă într-un fel cu ceea ce făcea celebrul violoncelist Pablo Casals. El a trăit vreo 92 sau 94 de ani și în fiecare zi cânta o simfonie la violoncel. În chirurgie, dacă nu operezi zi de zi, îți pierzi manualitatea, efectiv. Se vede imediat un om care a ieșit din practica medicală și nu știu ce activitate administrativă. Bine, și dar revine. Sunt și legi care interzic să întrerup prea mult, că nu mai poți să revii, nu? Da, 5 ani. Dar în 5 ani deja s-a schimbat chirurgia. Se zice că noțiunile se reînnoiesc așa de rapid, încât cine ar fi ca un Robinson Crusoe pe insulă părăsită și vine după 8 ani înapoi, medicina s-a schimbat cu totul. Dar uneori știți ce e trist? Să fii pe o insulă, să te întorci și să ai impresia că te-ai întors în timp. Da. Dumneavoastră ce făceați în 89? Eram chirurg la Spitalul Sfânta Maria. Erați chirurg la Spitalul Grivița? Da, la Spitalul Grivița. Eram simplu asistent universitar. În vârstă medic de? Medic specialist. Aveam fix 37 de ani. Ați avut noroc? Câteva nopți am operat non-stop, fiindcă erau chemați oamenii din țară să apere televiziunea de teroriști și de la Gara de Nord veneau pe Bulevardul Banu Manta și când intrau în intersecția cu fostul Bulevardul 1 Mai, actualul Ion Mihalache, s-auzeau niște împușcături și apăreau zeci de răniți cu plăci pulmonare, cu plăci toraco-abdominale. Și am operat non-stop zile întregi. Și aveți certificat de revoluționar? Nu, niciun chirurg din spitalul nostru nu a cerut așa ceva. Deși nopțile ziceți ați lucrat... Da, operam cu saltele în ferestre, fiindcă se trăgea din stradă. Cu saltele în ferestre. Exact. Ați operat în condiții de front, cum ar în veni. Condiții de front, ați exact. Și acum asta. Am, nu știu dacă, câteva gloanțe extrase din... corpurile victimelor rămase pe acasă. Le-am păstrat amintire, ca amintire și le-ați dus acasă ca să ce, domnule doctor? Intenția inițială a fost poate să impresionez familia, dar ulterior au rămas ca niște relicve, la care mă uit din când în când și mă întreb ce am gândit și ce a ieșit până la urmă. Nu vă puteți plânge, ați ajuns profesor, șef de clinică și dacă nu venea revoluția, poate acum erați cel mult conferențiar, nu? Că... Nu, cred că eram tot asistent. S-a avansat greu. Când am dat primariatul în 1991, nu se mai deduse primariatul de 12 ani. Erau blocate posturile. Erau blocate posturile și a fost o afluență fantastică. La țară ați fost medic? Din fericire, n-am apucat și zic din fericire, fiindcă am vrut să fac o specialitate chirurgicală. Pe vremuri se dădea odată un concurs după modelul francez, numit concursul de internat. Imediat care... după facultate? Nu, se dădea la începutul anului 6. Fix pe 6 septembrie era concursul de internat. Toată vara de anului 5 spre 6, toți mergeau la mare și la munte, tu stăteai să înveți și la începutul anului 6 se dădea un concurs care practic era cel mai greu concurs din viața unui medic, fiindcă era primul concurs adevărat. Și cât la sută din studenții anului 6 intrau la internat? Pentru specialitățile chirurgicale, din 350 cât eram noi în an, am fost aleși 12. Și am avut o promoție, zic eu, foarte reușită. Colegii mei au fost Irinel Popescu, profesorul de la Fundeni, Ioan Erținescu, profesorul de urologie și transplant, profesorul Giavlete, care e tot un mare urolog la Spitalul Sfântul Ioan, profesorul Mircea Pătruț de chirurgie vasculară, profesorul Dan Gheorghe, care e cardiolog. Toți am rămas practic în clinici din București. Deci anul 6 lucrai cu carte de muncă, îți dădeai examenele și lucrai ca medic în spital. Fusese student la Spitalul 23 August la profesorul Simici și să făceau înscrierile pentru concursul de internat. Și mă întreabă profesorul într-o zi, măi, zice, tu nu te înscrii la concurs? Păi, domn profesor, zic, eu nu prea am pile, sunt mai de pe la țară, nu prea am șanse. Dar câte locuri sunt? Sunt 12 locuri.
Foarte bine, zice, 6 inși o să intre cu pile, 6 o să ne opereze și pe noi când o fi bătrân. Ia să te înscrii. Ce și drăguț. M-am înscris și cu 2 zile înainte s-a schimbat comisia. Din comisie au făcut parte niște oameni deasupra oricăror suspiciuni, cum era profesorul Setlacek, profesorul Simiș, profesorul Șuteu, profesorul Prișcu, unu și unu. Și nu s-a mai dat decât scris. Și oameni care aveau 10 pe linie până în anul 6, când s-au deschis tezele, au strâns de media 2,52, țin minte și acum, în condițiile în care un punct se dădea din oficiu. Țin minte că ultima teză de anatomie care s-a dat a fost a mea. Când s-au deschis tezele, s-au deschis invers. Constantinoiu Silviu, la Colțea, la anfiteatru, nota 8. Când am auzit, noi toți eram obișnuiți cu note mari, 9, 10, zic, gata, am picat. Pe urmă, cu tare, 2,30, 5,60, 4,20. Nota 8 a fost cea mai mare. În momentul când am văzut că am luat internatul, m-am dus, bineînțeles, la profesorul care îmi spusese să mă înscriu. La pila dumneavoastră, profesorul Simici. Pila în ghilimele, dar într-adevăr, da? Și m-a primit din toată inima. El era un tip, un mare chirurg, dar uneori era coleric, avea impresia că nu o să stai prea mult pe lângă dânsul, dar eu i-am suportat toate hachițele și a meritat din plin, fiindcă aveai ce să înveți, era un chirurg înnăscut. Adică acolo, ce hachițe? Era un om care uneori avea reacții mai violente prin plagă. Și ce făcea? Mai țipa, mai făcea scandal, uneori spunea, măi, am crezut că ești cel mai inteligent student din câți au fost pe aici, dar nu ești decât o mortadelă. Mortadelă era celebru salam italian. Veneam seara supărat la contravizită să-mi strâng lucrurile să plec. Zic, gata, nu mai e de stat în clinică. Profesor, ce te-ai supărat? Hai mă la mine, vină un coace, că tu ești cel mai bun student care ai fost. Și asta nu odată, bănuiesc că se de tot repeta. Ori, da. Dar aici în carte americanul spune că, mă rog, când arunci cu bisturiu înseamnă că ești coleric și stai prost cu nervii. L-ați văzut vreodată aruncând cu bisturiu pe nu profesorul văzut, Simici? Nu l-am văzut, dar sunt chirurgi care în momente de maximă enervare dărâmau masa de instrumente și chirurgii operatori de lângă. Dar ați văzut cu ochii dumneavoastră am văzut asta? Cu ochii mei, așa. Nu va veni niciodată să ba, bine faceți că nu. Praf în jur când vedeți că sunteți în loc să fiți ajutat într-o operație. Uneori sunteți încurcat. Am și trebuie. O calitate totuși. Pai mă enervez, dar în timpul operației nu înjignez niciodată cu colaboratorii. Este cel mai jalnic efect pe care poți să-l obții. E inhib și cu asta ai terminat, da? Și cu bruma de operație care se mai poate face. Deci n-ați făcut niciodată pe nimeni mortadela? Nu. Deși făcut. Poate ați gândit. Și parcă mi-ați spus că le spuneți să facă talasoterapie la celor valuri mici. Celor care adorm în operații. Există da. Și de ăștia care adorm. Mai sunt, da. Și atunci, de ce fac medicina? De ce fac medicina? Din diverse resorturi, împinși de părinți, de titlul de medic care totuși în mintea lor valorează ceva. Un alt citat din american. Ne acumulăm experiența profesională din lucrul direct pe materialul uman. Învățatul pe cadavru este foarte bun din punct de vedere al anatomiei regiunii, dar are un mic dezavantaj. Cadavrul nu sângerează. Ori 90 și ceva la sută dintr-o operație este hemostaza. Să faci în așa fel încât să nu sângereze vasele din plagă. Oricât te-ai uita într-o sală de operație, până nu pui mâna pe organul firește. Respectiv, până nu faci gestica respectivă, nu o să înveți. Rezidenții care intră cu mine, anumite anastomoze mai puțin importante, nu cea dintre esofag și intestin, care e cea mai anastomoze delicată. Anastomoze ce înseamnă? Legături, adică, cusături. Pot fi și ei lăsați să le fac. Și e foarte bine să înveți. Au venit rezidenți din alte spitale care în anul 6 de rezidențian nu ținuseră portac cu mână să coasă și ei un organ, ceea ce nu e normal. Ce înseamnă portac? Portacul este un instrument cu care se ține acul de cusut, acul chirurgical. Și studenți în anul 6? Nu studenți, rezidenți. Rezidenți? Rezidenți care peste câteva luni ajungeau medici specialiști, repartizați la nu știu ce spital județean, singur de gardă noaptea cu plagă toracică, să rezolve el. Nu și am căutat poate. Să reparăm din treaba asta, sigur că într-un timp scurt e greu. Dar rezidenții pe care i-am din anul 1 până în anul 6, eu am o anume răspundere față de pregătirea lor. Când i-am dat patalamaua că e medic specialist chirurg, el trebuie să aibă un barem operator de care să știu sigur că se poate achita exact. Cu brio. Niște ore de zbor, dar e înspăimântător ce spuneți, că un rezident, deci rezidentul e omul care a făcut facultatea, n-a reușit să ajungă să coasă un bolnav. El n-a făcut decât foi, eventual ieșiri. Păi ce e pregătit ține să fie o valvă, contabil? Dar trebuie să facă cu mâna lui o gestică operatorii obligatorie. Alminteri, nu poți avea încredere într-un asemenea chirurg. Nici nu poți să-l numești chirurg. Cu toate că pe el scrie medic specialist chirurg. Vedeți, training-ul, cum se cheamă acum mai modern, învățatul, artei operatorii, cel mai bine se învață în sala de operații, stând lângă un maestru. Este o problemă de șansă. Lângă cine te nimerești, pe cine ți alegi drept model. Din nefericire, modelele încep să fie din ce în ce mai rare
și să nu mai aibă valoarea modelelor de odinioară. Când vorbea odată de profesorul Juvara, de profesorul Burlui, de profesorul Gavriliu, de profesorul Șuteu, de profesorul Setlacek, dintr-o dată aceste nume spuneau totul. Erau niște mituri în viață și era o cinste să intri în operație lângă ei. Am văzut că spuneți că vă pare rău că nu mai există sistemul internatului în medicina românească. De da. Ce? Sistemul internatului nu e un sistem pe care l-a introdus comunismul, nici vorbă. El persista dinainte de război. Este un sistem după model francez. La francez uneori se și doarme în spital. Da, internul avea cameră în spital. Dar în România n-a fost așa, în anii a fost, da? Cameră în spital. Însă nu stăteam chiar tot timpul. Practic din 30 de zile ale lunii, cam 10 sau 15 zile făceam gardă completă, în rest veneam dimineața la 7 și de obicei plecam seara la 10 în fiecare zi. Ce să vă mai spun, că eram și tânăr căsătorit și după vreo 3 ani de internat îi spun profesorului la sfârșitul unei veri: domn profesor, știți, aș vrea să plec și eu într-un concediu. Și în ce să pleci? Într-un concediu. Și da, ce noțiune e asta? Că eu n-am plecat niciodată în așa ceva. Păi știți, nu știu ce, până la urmă mi-a dat drumul în septembrie vreo săptămână, că n-am prins decât o jumătate de oră de soare la mare. Deci n-ați avut nici lună de miere. N-am că erați practic intern. Da, eram intern. Și soția ce meserie? Era juristă. Avea mai mult timp liber din punctul ăsta de vedere, însă de când m-am căsătorit am căutat să precizez un lucru, că practic o să fiu foarte ocupat și o să stau foarte puțin timp acasă. Lucru care nu știu cât i-a convenit, probabil că nu, dar așa s-a și întâmplat. Pentru că faceți o meserie acaparantă, devoratoare, dar care vă place. Profesorul Dan Alexandrescu de la Polizu avea o vorbă. Gărzile acolo erau îngrozitoare până în 89. Răspundeam și de județele cele mai sărace, Ialomița, Dâmbovița, și veneau avorturi toată noaptea și 30-35 de nașteri, 50-60 de avorturi, cezariene. Muncei pe brânci toată noaptea, n-apucai să dormi nimic. A doua zi rămâneai la program. Dar așa se învață meseria. Așa se învață. Dar la 12-30, dacă vrei să pleci, profesorul avea ușa deschisă la cabinet. Și când treceai, vină încoace. De ce pleci la 12-30? Păi, domnule, știți, am fost și de gardă și sunt obosit. Măi, zice, eu zic să nu mai scriem aici maternitatea Polizu, să scriem aprozar Polizu, program 7.30, 12.30, 16.30, 19.30. Deci nu mergea chiar așa. Dar când ați devenit după 89 profesor și un om care are un cuvânt de spus, de ce n-ați luptat ca să fie reintrodus sistemul ăsta în care bănuiesc că un tânăr poate să învețe enorm? Vă să știți că m-am luptat și asta a spus chiar în vremea comunismului ministrului de la acea vreme, care era în aceeași organizație de partid cu mine. Și m-am ridicat să spun, mi s-a spus că sunt deja probleme depășite, care nu mai sunt de actualitate, să se mai facă internat, secundariat. Că internatul a fost desființat a fost în desfințat timpul lui Ceaușescu, la ideea cui? Nu se știa cui, dar oricum a fost desființat. Vedeți, este asta că e România. Se ia câte o hotărâre nefastă într-o zonă și nu se știa cui. După Revoluție s-a reînființat internatul, dar sub o formă amputată, în loc de 3 ani ținea un an și a mai ținut și chestia asta un an, doi, după care s-a desființat de tot. Și s-a lăsat pe seama rezidențiatului pregătirea. Și așa am ajuns ca după 6 ani de rezidențiat să apară un doctor care n-a pus în viața lui mâna pe un portac. Exact. Adică n-a ținut nici măcar acul cu care se coase după operație. Și acest om ajunge chirurg și ține viața unui om în mâna lui, el care nu știe nici să coasă la loc după operație făcută de altcineva. În chirurgie trebuie să înveți de la cineva chirurgie. Nu poți să o înveți singur, stând acasă, citind tratate, uitându-te pe calculator și operând virtual. Mai ales operațiile deschise, nu cele laparoscopice, să învață operații în sala de operație. Exact. Din punctul de vedere, responsabilitatea actului operator aparține medicului care este prima mână, că e profesor, că e medic primar, că e medic specialist. Să ne întoarcem. Deci, profesorul Simici vă făcea mortadelă? Niciodată n-ați răspuns. Avea o personalitate atât de puternică, încât era imposibil să-i răspunzi. Însă îi plăcea foarte mult că totdeauna eu, înainte de a intra cu dânsul în sală, noaptea dinaintea operației, repetam anatomia, tehnicile chirurgicale și orice mă întreba știam. Și mă și mișcam repede și elegant, să zic eu, în plagă, și îi plăcea să opereze cu mine. Că eu nu aveam un grad foarte mare, eram gradul de jos, intern. Pe urmă venea secundarul, asistentul universitar, șeful de lucrări, conferențiarul. Totuși lui îi plăcea să opereze cu mine. Și credeți că o făcea simplific acum, din interes sau din generozitate? Sau pentru sincer că i s-a pus, cum să spun, pata afectivității pe dumneavoastră și vedea în dumneavoastră un fiu? Poate că da. Fiindcă avea un fiu care
Pe vremea aceea era secundar. Tot medic, deci? Medic. Chirurgie făcea. N-am înțeles niciodată de ce relațiile dintre dânsii erau destul de încordate. Totdeauna profesorul avea niște pretenții care probabil fiului s-au părut exagerate. Nu prea citea, de-al minte era și emigrat. N-a mai rămas în România și a schimbat și specialitatea. După ce s-a prăpădit tatăl? Înainte. A plecat în Italia, mi se pare, da. Și ortoped, n-a mai făcut chirurgie generală. În meseria asta, un tată care este o personalitate, de multe ori strivește fiul. Țin minte că plecase la spitalul de urgență și acolo îl sună într-o seară un foarte bun chirurg și prieten cu profesorul. Zice, mâine o să-i dau băiatului tău să opereze un ulcer să facă o vagotomie. O operație de secționare a nervilor vagi, care secretă acid la stomac. Și atunci zice, îl iau pe fimiu și îl întreb, a câta pereche de nervi cranieni sunt vagii? Ce funcție are? Nu știa nimic. Am sunat pe chirurgul respectiv, dar nu-i da, domnule, să facă nimic, ăsta să citească întâi. Și profesorul săracu, în dumneavoastră, care citeați, văzut, da, cum să spun, o imagine a ceea ce ar fi vrut să fie fiul propriu fiu. M-am gândit la treaba asta, cred că aveți dreptate. În orice caz, știu că mi-a promis că mă va opri asistent în clinică. Din nefericire, în cercurile conducătoare ale facultății, erau câțiva din clinică care nu mă vedeau cu ochi foarte bun la vremea aceea, fiindcă profesorul opera cu un intern, l-o să opereze probabil cu ei. Și s-au tras forile de așa manieră încât nu s-a scos post. Asta a fost motivul pentru care am plecat și am candidat pentru un post la Grivița. Și atunci, în tot rău, a fost și un bine, pentru că ați luat postul și de atunci acolo ați rămas, la Grivița, n-ați mai plecat. Mai mult decât atât, am avut șansa să fiu în 1992, aveam 39 de ani, cel mai tânăr șef de clinică chirurgicală din țară. Iată, după Revoluție, ați fost generația lupilor tineri care... Lupilor chirurgicali tineri care ați prins acest moment bun și ați devenit brusc profesor și șef de clinică, ceea ce nici n-ați fi bănuit. Iată că am aproape 20 de ani de când conduc clinica, dar aproape că n-am avut o zi în care să spun că avem chiar tot ce ne trebuie. Banul era oxigen, banul sfire de sutură, banul mănuși, banul pentotal, banul algocalmin, banul ser fiziologic, încât toate chestia asta m-a consumat. Chirurgul român însă are un simț artizanal în a improviza nemaipomenit. Dacă vine un străin și îl pui să opereze aici, nici nu se apucă de multe ori. Asta e și bine, e și rău, că ne-am învățat cu greu, cum se spune. Dar indiferent de cum mi se pare, noi trebuie să fim optimiști. Românii au fost totdeauna un popor optimist. Admir din toată inima școala ardeleană, generația pașoptistă, care chiar au făcut ceva pentru țara asta. Generația pașoptistă a reușit să transforme România în scurt timp într-un stat modern. Noi trăim niște vremuri în care poate am fi avut nevoie de o generație de genul ăsta, care să ne ducă mai departe. De oameni care să pună deasupra interesului personal interesul public. Unde oare un Cogălnicianu? Unde este un Bălcescu? Unde este un Ionel Brătianu? Unde e un Tache Ionescu? Unde e un Petre Carp? Or fi, dar poate că... prezentul nu ni mare. Poate prezentul nu le permite să iasă la suprafață. Să zice că revoluțiile ridică toate gunoaiele. Poate națiune, corect ar fi ridică și. Și acestea au un talent de a împiedica adevăratele valori să plutească la suprafață. Dar va veni și vremea lor, sunt convins. În sfârșit, și concluzia autorului e că medicina se bazează pe multă relativitate, pe multă incertitudine. Într-adevăr, medicina nu e matematică și oamenii reacționează diferit. De aceea nu sunt boli, ci bolnavi. Fiecare bolnav reacționează în felul lui la un anume tip de patologie. Când eram foarte tânăr, am operat o doamnă din sat cu tata, care avea un cancer de ovar. Mare lucru n-am făcut. I-am deschis cavitatea abdominală, am găsit un cancer împrăștiat peste tot, am luat o biopsie, s-a verificat că este cancer din punct de vedere microscopic și m-au întrebat cam cât credeți că o să mai trăiască pacienta noastră, care avea deja vreo 60 ceva de ani. Și atunci fac imprudența să spun, cred că mai mult de 2-3 luni nu poate să o duc, că gândindu-mă că toată invazia intestinelor va duce la o ocluzie. Totuși am dat un citostatic care era la vremea aceea la modă și la un an mă trezesc cu pacienta la control. Era burta beton, nu știu ce... După 2 ani iar o văd la... Și trăiește femeia 8 ani. Fantastic. Poate a fost un diagnostic fals. Am reluat lamele să văd dacă cumva. Nici vorbă. Dar atunci am jurat că nu o să mai dau verdicte și termene. În orice caz, în medie, orice om suferă între 1 și 3 operații în viață. Altul poate să aibă 10 sau 12 și altul niciuna. Dar în medie o să avem nevoie între 1 și 3 ori de un chirurg. Așa că suntem până la urmă un rău necesar. Spuneți-ne ce pățește chirurgul care doarme câteva ore pe noapte, de care trage toată lumea, când simte că mintea îi cedează. În niciun caz nu-i pare rău că n-a emigrat la timp. Cum vă încărcați bateriile? Ce faceți? Să știți că cel mai liniștit, o să vi se pară paradoxal ceea ce spun, sunt în sala de operație. Acolo nu-mi sună mobilele, nu sună
exteriorul, nu sună interiorul, nu mă bârie nimeni la cap. Orele când sunt în sala de operație, pentru mine au devenit, paradoxal, cele mai relaxante. În momentul când ies din sală, apar familia bolnavului, nu știu câți care te așteaptă, nu știu ce probleme administrative. Deci, practic, când sunt în sala de operație, sunt liniștit. Și caut să intru cât mai repede înapoi. Până la urmă, turnul dumneavoastră de Fildeș e în sală. Păi nu scrie liniște, se operează.